Scandalul în cazul privind abuzurile asupra bătrânilor de la centrele de îngrijire din țară și controlele la aceste unități nu s-a încheiat. În Maramureș, administrația județeană își manifestă indignarea față de problemele apărute cu unele persoane cu dizabilități din județul nostru, care au fost ținute în condiții mizere în Târgu Mureș. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a făcut marți seară o declarație publică prin care a transmis că a depus o plângere penală împotriva Asociației Remin, care s-a ocupat de acești beneficiari. Această asociație, în mod normal, a prezentat anumite condiții foarte, foarte bune, doar că aveau mai multe sedii. Am cerut controlul, neștiind că AJPIS Mureș a efectuat deja un control și a sesizat DGASPC Maramureș. Sunt multe semne de întrebare pe care încă ni le punem și la care încă nu avem niște răspunsuri coerente din partea conducerii DGASPC, însă pot să spun clar că, din păcate, DGASPC nu a urmărit contractul așa cum ar fi trebuit să o facă, a comunicat trunchiat mai departe, adică spre Consiliul Județean Maramureș, spre exemplu, informarea pe care au primit-o de la AJPIS încă din data de 12 iulie. Noi am aflat de această informare abia vineri seara, când vineri noaptea. Ionel Bogdan a vorbit despre situația din Târgu Mureș și a făcut publice și imagini cu condițiile reale din locația unde aceștia erau ținuți. Acesta afirmă că a cerut să se facă unele controle în urma unor date prezentate de către Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului Maramureș, iar realitatea era cu totul alta decât cea de pe hârtie. Și se poate vedea că condițiile aici, în acest centru, sunt foarte, foarte bune. Vă rog să vă uitați cu atenție atunci când vorbim de acest centru. Practic, condițiile sunt dintre cele mai bune. Evident că, virgulă, condițiile centrul din Târgu Mureș erau unele care nu respectau nici măcar o condiție privind în primul rând respectul pentru aceste persoane, care merită tot respectul nostru. În urma raportului efectuat de Corpul de Control în perioada 15-18 iulie, Ionel Bogdan a cerut demisiile directorilor general și adjunct din cadrul DGASPC Maramureș, Alina Coste și Dorina Curteanu. De asemenea, a depus o plângere penală împotriva Asociației Remin și a reprezentantului său legal de înșelăciune la parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș. De aceea am înaintat această plângere penală parchetului Maramureș și, în paralel, am dispus comisie disciplinară pentru a face verificările interne conform legilor în vigoare și apoi să dispunem, evident, măsurile necesare. Trebuie spus că conducerea DGASPC s-a retras deja din funcție, atât directorul general cât și directorul general adjunct. Președintele Ionel Bogdan mai spune că a dispus constituirea Comisiei de Cercetare Disciplinară pentru personalul din cadrul DGASPC Maramureș, responsabil pentru urmărirea modului de acordare a serviciilor sociale pentru beneficiari. Beneficiarii au fost relocați în data de 15 iulie 2023 în Maramureș, în centrele din Ocna, Șugatac și Sighetu Marmației. Controlele în toate centrele DGASPC Maramureș vor continua, mai bine de 20 dintre ele fiind verificate până în prezent. Am încercat să luăm legătura pentru un punct de vedere vis-a-vis de aceste acuzații și cu directorul DGASPC Maramureș, Alina Coste Mădăraș, dar aceasta nu a răspuns apelurilor și mesajelor noastre.